Bă, ești nebun. Mamă, nu e bine, nu e bine, m-ai făcut să vreau prea mult. Mamă, cât de tare e. Și de-ai kickdown. Hai. Mamă, astăzi o să vedem prima reacție la Tesla lui Teo Zeciu. O să vedem. Da, aștept, ești nebun. Deci, n-a văzut niciodată o Tesla în viața reală și nici nu ai condus. Astăzi o să și conduci și o să și vezi acum cum e. Acum mi-ai dat emoții, ești nebun. El m-a venit să cred că mi-a dat mesaj și mi-a spus că nu a condus niciodată o Tesla. Efectiv, am crezut că, bă, deja gata, toată lumea are Tesla, am văzut prin România și mă mir că tu n-ai dat până acum nici măcar să stai într-o Tesla, așa că... Bro, eu am condus 3 mașini toată viața, deci... E, astăzi o să te bucuri și de o mașină electrică ca lumea. Îi prezintă-mă că eu nu deci, știu. Deci, uite, avem aici Model 3 Standard Range Plus. Așa se numește aha, mașina, aha, da? Aha, ok, ok. Și avem Elonul ăsta pus de mine. Da, e de anul trecut, 2021. Ăsta e pus de tine, ai zis, e custom. Da. Nice. Cum ți se pare așa mașina la aspect? Că, na. Foarte mișto, chiar mi se pare mișto. Dar... mi se pare foarte simplă, gen. Știi ce zici? Și când mă uitam la Tesla pe site, mi se par așa mașini simple cum ar veni. Adică nu poți să le faci mare chestie, știi ce zic? Da, nu poți să le adaugi multe chestii. Deci, exemplu, asta e adăugată de mine ca să-i mai dau așa o da, chestie marfă, sportivă. Da, e marfă cum ți-ai făcut. E frig rău de tot, așa că hai, mai bine intrăm. Pe interior, hai să vedem curios. Pe interior, haide. Ui, ca pe net, ești de bun cum am văzut-o. Bro, asta e televizor aici, asta nu e tabletă, asta e televizor. Place lemnul ăsta maxim. Pă, asta poți să te uiți și la seriale și la tot? Da, 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 hai să fac o mică prezentare păi acum. Păi nu deci... e bine, ești nebun. Fiam o să stau mult la semaforul roșu. Ai YouTube, ai Netflix. Adică nu ai strep. Bine, nu prea m-am uitat și... la Netflix decât când am stat foarte mult aha, timp pe loc, știi? Și internet de unde? Cartela ei. Deci ea are o cartelă nelimitat oriunde. Efectiv. Băi, are oriunde internet și nu ai nicio ce treabă. Viteze e? Păi e o viteză bună, adică n-am avut probleme de internet. Aha. E de o cartelă de Olanda, n-am avut o problemă de păi viteză sau ești ceva. Ești nebun la cap și pot să sun direct aici? Uite, o sunăm pe mamaie. Da, are o grămadă de șmecherie, are boombox. Adică boombox. O să vezi, boombox, uite, fii antenă. Și asta se aude... Se aude afară, se aude afară, tu ce ai auzit acum se aude... Sau, fii antenă. Trage pe dreapta. Băi, ești nebun la cap? Subscribe Teo Zeciu. Băi, ești nebun. Mamă, nu e bine, nu e bine, m-ai făcut să vreau prea mult. Cât ai dat pe asta? 33.000. Și asta zici că e cea mai ieftină Tesla? Da, deci asta e cea mai ieftină Tesla. Bine, acum nu mai găsești la prețul ăsta pentru e că... E 40 acum, cu tocul dedus din ce-ți dă statul. Acum a ajuns undeva la 40.000 aproape, cam cred. Cam așa. Hai să nu mai stăm la discuții. Haide, plimbă-mă. Ai mai fost, cred că, cu mașină electrică? Niciodată. Nici cu mașină electrică. Mamă, păi e clară treaba, ești nebun. Ia să dăm mașina pe standard. Frumos. Deci mașina asta are două moduri, relaxat și standard. Oh, no, stai că acum e faza aia de mașină electrică. Da. Deci da, nu vine să cred că tu chiar nu n-ai condus până acum o mașină electrică și nici nu ai stat într-o mașină electrică, că atâtea sunt acum. Da, mi se pare e un pic joasă, gen, nu? Mașina. Da, e joasă. Sau pare. Pare că stau mai jos decât e destul de sport, asta e mișto și îmi place mașina asta. E sport, e rigidă și asta e foarte mișto că e rigidă când conduci și destul de sportiv așa, se ține foarte bine bro, pe autostradă. Și vezi și benzi? Da. What? Cât prinde maxim asta? Deci mașina asta prinde 225. Oh, prinde o grămadă, ești nebun? Da, e maximul limitat. Și gen, dacă conduci mai cu viteză sau ceva, scade range-ul? Se duce așa? Da. Da, îți dai seama. Aha. Păi și, de exemplu, la drum lung, să zicem, mergi pe autostradă, da? Da. Și dai mai mult. Scade range-ul, gen, nu mai ai 330, ai cât? Pe autostradă, dacă mergi cu 140... Păi și dacă mergi cu mai mult? Dacă mergi cu mai mult... Nu cam merge, să nu credeți dacă asta. Mergi cu mai mult... Bă, scade, îți dai seama, dar depinde cum mergi tu, adică și la mașină clasică crește consumul dacă da, mergi da, pe da, 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 da. De exemplu, la Audi-ul meu, dacă păstrez o viteză constantă și așa, mie îmi consumă mai puțin decât consum în oraș. Dar nu dacă mergi 160 și ceva ba da. Da? Ba da, da. Nu ca aș merge. Știu eu.
Știi, eu așa că m-am uitat la review-uri. Da. Wow, când ai semnal îți apare da, aici. Da. Pentru că asta e din nou după un update. O altă chestie mișto la Tesla care o ador și asta se fac update-uri. Neapărat, bă, deci asta e cea mai mișto chestie. Deci nu te plictisești de mașina asta. Se schimbă non-stop. Mai ales de Crăciun. Deci Elon Musk dă de fiecare dată de Crăciun cadou, schimbă total și interfața și bagă și update-uri. Ți-a băgat, uite, data trecută, anul trecut a fost dansul ăla pe care tu ai zis că l-ai văzut deja pe TikTok. Na. Oh. Mamă, ce tare e, bă, frate. Am zis, Doamne ajută să fie bine. Nu, am trecut mai lângă biserică, de-aia mă închid. Că nu mi-e frică. Ia spune tu la oameni, cum am ajuns noi să filmăm vlogul ăsta? Bă, frate, deci acum câteva zile m-am uitat la niște review-uri de Tesla, știi? Random, total random. Bă, și mi-a plăcut la nebunie, frate, chiar mi-a plăcut. Ești nebun, nu m-a mai fascinat o mașină așa de mult timp. Și mi-am adus aminte că are Andrei o Tesla și i-am pus aseară câteva întrebări și i-a zis, hai că vin să te plimbi. Am zis, dacă tot filmăm astăzi vlogul abonații, m-am trezit cu încă un abonat mai special. Și hai să vedem ce părere ai tu acum când o să și conduci, sunt curios. Și eu sunt curios. Volanul e din piele, văd că s-a zbârcit. Exact, exact, asta e un lucru care nu-mi place la mașina asta, ce singurul minus care mi s-a întâmplat la mașina asta în timp de un an. Uite cum s-a făcut. Da, am văzut, am observat. Deci după un an, uite cum a ajuns volanul, dar partea bună e că uite, m-am dus la Tesla și o să mi-l schimbe. Știi? A, deci o să mi-l schimbe pe garanție. Cumva. Da, o să mi-l schimbe. Când se adaugă chestii noi la modele noi, se adaugă și la cele vechi? Da. Din update? Dacă e posibil, da. Wow. Dacă ai o mașină Model 3 vechi, tot așa se arată interfața asta. Bă, frate, apar aici mașinile cum trec. Uite. Da. Mamă, dar ce nu ți-am arătat eu? Că poate să conducă singură. Asta. Am realizat acum că nu ți-am arătat cum se poate conduce, că asta e la fel o chestie care ador la mașina asta. Și se poate și în România, gen, să conducă singură? Vezi acum, imediat. Acum e pe autopilot, înțelegi? Dai de două ori de asta și acum e pe autopilot. Și tu doar accelerezi? Nic. Și acum ne rugăm să ia stângă. Ia uite. Băi, ești nebun. Dacă conduci tu, de exemplu, da, și simte că o să faci accident. Evident. Îți frânează? Astea sunt la mașinile clasice, de acum deci, mai noi. E foarte sigură mașina. E cea mai sigură mașină, din câte am văzut și am citit. Treaba asta e între cele mai sigure mașini. Și la accident, la fel, rezistă foarte bine la accident. Asta am citit și eu. Mamă, cât de tare e! Haide, lasă-mă să conduc și eu. Gata, te las. Îmi zici când ești pregătit. Eu sunt pregătit. Haide să dacă ești pregătit. Mamă, cât de cald e volanul, bro. Nu e pornită mașina? Ba da, e pornită. Ea e pornită non-stop, fii atent. Păi și? Uite. Tu acum ești în drive. Dacă apeși accelerația acum, plecăm. Stai mă, că nu pleacă automat. Eu m-am obișnuit. Te-ai obișnuit că pleacă automat. Vezi că plec, ești nebun? Scoate pășinile astea, mă, că mă irită. Mamă, ce tare ești. Dar uite, se oprește. Da, singură. Mamă. Durează un pic să te obișnuiești, că e total diferit. Mamă, și mie mi se pare acum. Deci în dreapta mie mi se pare din nou că e foarte rapidă mașina. Față de cum ești la volan, știi? Mamă, cât de tare e. Cel mai puternic. E, și cum ți pare că? Yo. Mamă, e tare. Stai mă, eu aveam 7. Nu, nu aveam. Nu avem, nu, avem 50 maxim, dar ne minunăm că. Vezi, mai jos la mine. Mamă, îmi place, vezi că e tare, rău, da. Ești nebun. Deci, uite, o schemă. Las-o ușor să curgă și dai kickdown. Hai. Mamă, mamă. Bă, deci eu încă mă mai mir, frate, dreapta se simte total diferit. Mașina! Mamă, bă, ești nebun. Zici că sunt în ciocan la Costine. Mamă, da mă, e tare, ești nebun. Mamă, deci dreapta se simte că îmi place din nou mașina. Deci când ești la volan nu mi se mai pare așa, dar în dreapta e total diferit. Da, e, chiar e. Cum îi dau pe auto? Dă-i stânga, pe banda dual, ca să fie mai bine. Așa. Și dă-i de două ori. Așa. E bine. Gata? Da. Acum ai simt direcția. Fii atent. Dacă ai topeu, ia.
observ. Wow. Și poți să accelerezi eu. Da, da. Păi și ca o concluzie așa, spune și tu o concluzie legat de Tesla. După ce ai dat tutur acum. Băi, îmi place maxim. Chiar îmi place. Deci avem, bine, încălzire peste tot, avem tehnologie în mașină și ia uite ce mai avem. Mamă, cum e. Bă, deci, pe bune, în dreapta se simte total diferit. N-am mai prea stat în dreapta și se simte total diferit. Mamă, chiar e mișto. E mișto să mai stai și în dreapta la mașina ta, știi? Aha, aha. Mai realizez că chiar e mișto. E simplă, dar cu foarte mult, foarte multe astea. Da, mă, da, n-am vrut să mai scoată tehnologie, uh-huh, că am tot zis tehnologie, yeah, de-a lungul vlogului, ești nebun la cap. Dar îmi place. Îmi place, simt că mi se potrivește. Dar să vedem când. Deci te gândești să-ți iei o Tesla, să înțeleg, nu? Nu sunt 100%, dar iau în considerare, știi? Uh-huh. Da. În finalul acestui vlog vreau să-ți propun o chestie. Ia. Dacă fac rost de un S Performance 825 de cai putere, vrei să dau o tură? Da. Deci poate rugăm pe Matei, băiatul care ne-a împrumutat atunci S-ul, când am făcut vlogul 825 de cai putere. Facem un vlog cu youtuberii, dăm youtuberii cu Tesla 825 de cai putere, o să se simtă total 825? Diferit. Da, deci o să se simtă total diferit față de cai ăștia putere. O să se separă mașina asta nimic. Pentru că așa mă simțeam după ce m-am băgat. Pe bune. Da, deci dacă vreți să vedeți vlogul ăla, dați acolo pe butonul de like, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel și la mine și la Teo Zeciu. Ne vedem la următorul vlog. Vă pup. Vă pupăm. Ciao.